Hai să spun vorba. Vrei să-ți o spun? Vorba de la 8 și un pic? Pune-mi vorba de la 8 și un pic. Cică Albert Einstein a greșit calculele și își cere scuze românilor. Viteza luminii a fost depășită de prețul ei. Hai că e bine! Mam, nu, e adevărat și ne cam doare sufletul. Aia zic. Astăzi este ziua mondială a artritei. La mulți ani, Nicolae. Mulți ani frumos, Bade. La mulți ani și ție. Nu, n-ai putea spune ce asta despre Nicolae. Este așa, că sunt formă încă, Bade, încă. Da. Sunt ca și bateria care la cap. Bagă-ți bumbul ăla în ureche să mă și auzi când vorbesc cu tine. Că eu zic, uite, văd, citesc cu buză, Bade. Am zis artrită, tataie. Băi, îți spuneam că e parșivă boala asta, că înțeleg că sunt foarte mulți tineri, sau mă rog, la, nu bași la prima tinerețe, care suferă de așa ceva. Cred că aia se teme de mine boala asta, stai în șit. Și eu, deja am, nu artrită, tu? Da, am reumatism. Nu glumesc, am umblat despuiată mereu pe câmp. Și am umblit, stai linișită. Și mai am doar așa picioarele și șalele, nu e... Ofi și de la CNP acum, că tot 25 de ani. Da, ai și tu dreptate, Nicola, da? Nicola, și ce limba mai multe ceva. Și o coptură fac. Momente. Ia uite-l și pe arăsul. Care-i treaba? Am venit să văd dacă aveți nevoie de mine. Și cu băbucișea nu ne ajuns, nu ne încurci. Ia un loc aici, poate. Aici? Da, aici pe colț. Stai aici, aici pe colț, dacă tot aici. Are, are și Nicolae o întrebare. Da, ce cu băbucișea așa înalți? Nu știu că ești ghiși, știi, cu băbucișea mai de lemn, știi? Păpuci înalți, asta a spus. E prima oară când la te cunosc de undeva și nu ne mai cunoaște de niciunde. E prima oară când îi vezi la mine? Acum, că acum ai intrat și te-a văzut mers. Te-am văzut, Bade, când ai intrat, ce drept, nu, ce să fac? Că ai intrat așa, gale. Între primii băieți din România care au purtat asta, nu zic, da, sunt de alergare, ca să știi. De alergare. Nu de stat la confort. Păi că și eu am de alergat și eu am așa, să știi, că am probleme cu asta. Dar pentru ce, pentru ce ai tu patofi de alergare? Da, chiar. Ii mai mă duc un pic alerg, să du-te, știi. Mă, de multe mare. Picur, nu tare mult, că dacă... Așa, ce se întâmplă aici, Răzvan? Care este ziua hispanității, Dani. Presupune că sunt... Și am vrut să facem un ceva... Pica-pica. Para-picar, para-amorsar. Și n-avem chiar toate ingredientele. Ce ne lipsește? Puiul, fasolea. Da. O să o luăm invers. Ce avem? Carne de porc. Carne de porc. Afumătură. Salama avem, le punem toate. Afumătură și a zis că e porcul vechi. Adică e mai trecut prin viață. De obicei trebuia și șoric, ce drept, dar nu am. Sau o rete de porc. Ești super, ești super. Presupune că sunt unchiul tău bătrân. Eu? Venit din Canada și n-am fost de niciodată. De ce să presupune? Că e cam acolo ești. Ce îmi prezintești? Cine e, de exemplu, distinsa? Distinsa doamnă este prezentă în viețile noastre de ceva timp. N-are răspuns la absolut nimic. Și de ce vine atunci? A zis că dă vina pe... Bagă vină, cum se zice la noi. Bagă adică fitilista. De exemplu, da, e fitilista. De exemplu, astăzi e de vină Mercur, care e în conjuncție cu... Cu? Am bine să-ți arăt. Și acum ne ridicăm? Da, ne ridicăm. Și unde păi, mergem? Păi uite, te duc la Nicolae. El când auzi... Cine e? El când a auzit că e vorba de Marte, a zis, da cum, Bade, că azi e miercuri. Nu l-ai auzit? Mai înainte. Ok, cine e dânsul? El este ceva dansator, patinator, e, nu știu ce. Da. Fost bucătar, s-a retras. Cât a fost bucătar? Șef. An de zile a fost, okay. Șef Nicolae. Dar nu mai e. Anul ăsta nu, tat. Deci anul ăsta... Ce gropițe are, fantastic. Deci dacă îl bagă și la sport, la observator, practic le-a luat pe toate. Haide mai departe. Mergem, bă, cine, pe aici. Cine e colegii? E apicultor. Așa? Crește... În ce sens? În sensul de apicultor. Și ce caut aici la buz? El este... Păi știu, fă. El este Laurențiu, nu șoarecul. Celălalt. La, așa. Și ăsta este motiv de dat din gură pentru firică de dimineață la amenință că pare are o față cunoscută așa, da, are o meclă de... Nu e mică asta, nu. Pe camera mea. Am înțeles. Hai pe... Da. Pe aici să... Aici ce aveți? Ce aveți aici? Aici unde? E... Ce frumos! Aici nu se mai termină platoul ăsta. Mare de tot. Mare, e... mare. E făcut pentru mai mulți prezentatori care ajung la 8 aici, știi? Ah! Am înțeles. E ca să se țină pe... Să țină pe toți, știi? Că așa când e unul, pare stingherii adevărat, da? Ramona, mama lui Laurențiu. Am înțeles. Și atunci ieri pisica.
Oh. Da, una dintre ele. Da, văd că a luat și din fustă. Așa? Ăla-i Bogdan care o să ne dea niște vești, să ferească Dumnezeu. Așa. Nu, și aici ce se petrece aici? Aici e un pește. Ce țară e asta? Țara România, așa, 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 că nu e nici mare. Țara România. A, România educată, știu, am văzut la știri. România educată. Du-te, dumneata. Mă duc spre... Și te aș dori să îți dedici această dimineață lecturii. Mă duc. Pentru că noi citim informările. Succes! Și apoi putem spune că suntem informați. E o chestie mai veche, nu știi dumneata. Până dimineața.